La prânz nimeni pe stradă din cauza că este foarte cald. Tot porumbei. Are frumoasă. Plinul apă. De băut? Stai să de filtrul în spate. Așa. Totul închis până la ora 3, după ora 3 începe mișuneala. Sunt la siesta la majoritatea. Bine, asta cred că le lasă și în timpul nopții. Nimeni pe străzi la ora 2. În spatele nostru este un panou unde scrie fumatul și scuipatul sunt interzise. Wow, cât de frumos se vede! Am pornit un traseu de câțiva kilometri pentru că am dat de o stradă cu trotuar lat. Nu știm unde vom ajunge, dar important este să facem mișcare. Vom merge spre următorul Sătuc Village. Să vedem ce găsim interesant. În față se poate observa un turn, poate merge la turnul ăla. Cineva a noptat aici, a făcut și un grătar. Am ajuns la prima pasarelă unde poți traversa pe partea cealaltă. Stop if water is at red. Dacă nivelul apei ajunge la semnul roșu, trebuie să oprești. Acum este cap totul. Un turnuleț în față. O grămadă de haine de femeie. Doar 3 reali.
cu 3 reali te-ai luat frumos și te-ai tunat într-o rochie 3 ori de vreo 5-7.5. Pustiu, nu-i nimeni pe străzi, e foarte caldă. Putem să ne băgăm la umbră. A, da. Welcome, welcome. Welcome, sir. Am dat de o moschee. Pare totul închis, ore prea devreme pentru oameni să stai afară, e ora 3. Nice! Turnulețul! The village. Uite falajul mai mare. Oh, s-a dat falaj. Și stai și admiri. Asta e adevărat. Și aici unul care lucrează. Wow. Sit. Salam aleikum. Salam. Mi-a dat omul vacile.
Am întâlnit o persoană care este din Bangladesh. Lucrează chiar aici în față. Vacile. Ce m-aș băga cu picioarele în apă aici. And you stay for a long time here in Oman? I am 40 years. 40 years. Wow. Work this one. This is Nizwa. Nizwa. Ah, caju. După 7 luni se culeg fructele de caju. All very luck. Caju. Curmale. One man. Yeah. This side two men. Just one. He. Next two men. What is that? Arabic? Arabic is hashish. Hashish? Hashish. But this is for cow. This is for cow, no? Cow, goats. Goats. Să vedem hashish-ul pentru animale. Arabic hashish. What, this is the name, hashish, no? Hashish, name hashish. Smell good. Yeah. And they eat for energy. Hey, energy. Wow, câtă grădină are, nu? Am vorbit cu Lana, omul din Bangladesh care câștigă 100 de riali pe lună, aproape 230 de euro. Casă și mâncare, are grijă să taie hrană pentru animale, hashish, așa se numește, și să facă curat la animale. Ne zicea că cam atâta se poate câștiga dacă n-ai școală. El are doar 10 clase, ne-a spus. Și în țara lui, pentru aceeași muncă în Bangladesh, primește 30, adică vreo 60 de euro pe lună. De 3 ori mai mult în Oman. Tare, fiecare are ușa să ieși la apă, să-ți ia apă. Ușa să ieși la apă. Am dat la oameni în grădină. Hașiș? Da. Puțin, dacă ce frumos arată fiecare grădină. Salam aleikum. Vărcuța. Și am dat de o ruină. Nu mai avem niciun pic de apă. Și fără apă, poate găsi un magazin. Parte a orașului vechi.
liber. O oprit un om și ne ia cu mașina. Da. Shukran. Shukran. Your name? I am Ahmed. Ahmed? Ahmed. Ahmed? My name is Zahra. 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 Marius. Hello. Nice to meet you. This old houses like this, built by mud. By mud. Uh-huh. And replaced with the new houses made by cement. This cement, that is a new one. This old one. Some of them, most of them, there's nobody there inside those old buildings. Abandoned. Yeah. You know, water's almost all Nizwa. Wow. This is called Falej Daris. Falej Daris. It's built by... Here. Okay. Oh. We'll park in here and then we'll go. The first... Aha, this is the resource from here. Oh, okay. Shukran. I'll show it to you. Hai că ne-am împrietenit cu oamenii. Da, ești pe acolo, nu? Andrei, and you are? Marius. Marius. Okay. Ne-am împrietenit cu oamenii și ne arată acum cel mai vechi falaj. Falaj, yeah. Falaj means like a river. A river for farmers and for... Yes, it comes from underground there and it flows all around Nizwa. So nice. This waters almost يعني all of the date palms and the trees in Nizwa. Oh, yeah. Deci apa asta ajunge la toți curmalii la toți, da, chiar. Nizwa. Wow, de aici se hrănesc curmalii. Aha, și oamenii vin aici. Ah, very nice. Sursa falajului. Wow, very good. Salam alaikum. Random ne-am împrietenit cu niște oameni care ne arată locul, zona. Falaj Daris Park, de unde pornește apa și apa este foarte, foarte curată. Și vine fix din munții din față care se văd. De acum 2000 de ani au această sursă de apă, o zonă protejată UNESCO. Zona protejată UNESCO din 2006. Mergem cu oameni să vedem un mare view de pe munte. Am ajuns cu oamenii la munte și putem să vedem tot orașul de deasupra și apusul. Și în fața noastră se construiește un mare hotel care a luat view care se vedea înainte, ei n-au mai fost dinainte să se construiască hotelul din față și ne-a spus că hotelul este construit pe un teren pe care investitorul l-a primit gratuit. Aici orice persoană care are 23 de ani înainte putea să aplice și îi se dădea un teren între câți metri? 600 de metri și... Și 4.000 de metri. 4.000 de metri. Dar acum, în prezent, se oferă doar un teren de 6 de metri. Deci, după 23 de ani, fiecare cetățean poate să primească un teren de la Sultan de 600 de metri. Acum, pe care poate să construiască, sau poate să facă agricultură, sau poate să îl vândă după o perioadă de timp. Dar acum s-a schimbat legea și spuneau ei că nu se mai dă acest teren dacă nu ești căsătorit. Dar înainte puteai să ieși și... fără să te căsătorești. Și stăm acum cu ei. La freșuleț. Wow, you are ready. Freșulețul. Și facem un mare picnic. Dacă vă vine să credeți, mergeam pe stradă și ne-am întâlnit cu acești oameni minunați. Ne-am întrebat în ce parte merge. Stăm pe aici să vizităm orașul vechi. Și ne-au spus, vreți să mergeți cu noi? Da, ok. Sunt pe nivele de categorii. Ne-am instalat și așteptăm apusul cu ceaiul și cafeaua. Și formale. Too much. Yeah, too really? Much. Yes, too much. About 20 kilos sometimes. Whoa. For one. Nice. Whoa. Yes. But last year there is a problem with the weather. Weather. Yes.
keeps coming that rain. It's rain and damaged by rain. And yeah. You just dip your hands there. Yeah. Yeah. Just. Okay. I throw them. Throw it there. Yeah. Some goats coming and eat it. Okay. They like to eat this. Cormalele din grădină. Omul are 4 pomi și a spus că produce cam 20 de kilograme de pom, deci cam 40, 60, 80. Cormale, bă, ce calme a dat-o. And you make like this with sesam, no? With sesam. Sesam, yes. Yeah. This type is more sweet. Yeah. This is not too sweet. Yeah, we tried from the souk and they told us medium sweet, yes. Not so. Yes. Yeah. It depends on the type of date. Date. Yeah. We used to have it with coffee, but today unfortunately we do some different thing. With tea, yes. Zafran tea with honey. Yes. Zafran tea with honey. Yeah, amazing, because we don't drink coffee. But we make it without sugar. Oh. Also, we drink without sugar. This is acid. Acid? Yeah. Yeah. With a little bit of honey. Honey. Oh, honey is good. Mm. Yeah, okay. Every time. But this one are the best. Yeah, because you don't need sugar because for you have dates. Yeah.